Ei, aoleu, a început emisiunea. Bună seara! Noi suntem în Dodi și astăzi vom continua capitolul despre intervenția binară, taxele, cu subcapitolul 4, efectele acestor taxe asupra societății umane. E vorba despre taxele asupra... Stai, înainte de a discuta capitolul... O să vă aducem aminte că jos, sub videoclip, găsiți un buton de like, un de share, un de subscribe, vă rugăm să le folosiți. De asemenea, dacă cumva există probleme de sunet pe parcursul acestui episod, avem un microfon nou cu care încă nu ne-am obișnuit, vă rugăm să ne iertați, o să fac tot posibilul să nu se simtă aceste probleme. Spuneam de like, spuneam de share, spuneam de subscribe. În descriere găsiți un link la carte, așa cum a fost ea publicată de Institutul Mises, că în limba română încă n-avem. Și tot în descriere găsiți locul unde vă puteți întâlni cu noi pe internet sau niște link-uri de crypto și de Patreon dacă vreți să răsplătiți cumva efortul pe care îl facem noi aici. Dacă vreți să luăm un microfon mai bun. Uite, microfonul ăsta nu e un market failure. Market failure înseamnă o chestie, uite, piața nu poate produce apărare sau nu poate produce, nu știu, cu tare cantitate de educație. Poți găsi un microfon mai bun, știi? Deci nu e structural, nu ești blestemat să stai în microfonul ăla. Dacă era după mâna statului, ar fi zis, bine, vă dăm microfon, dar trebuie să aduceți acte, copii... Sau nu merge. Nu merge un, doar un, pentru poză. Un certificat de nevoi. Da. Dar pentru servicii. O hotărâre definitivă, basic. Bun. Deci, efectele taxării capitalului acumulat. Aici Rodbard vorbește, da, despre taxarea proprietăților, a pământului, a averilor, a... veniturilor. A moștenirilor și așa mai departe. Pe toate le trece în... Da. În general e vorba despre faptul că atunci când ești taxat și trebuie să îți plătești dările către stat, trebuie să folosești un venit pe care deja l-ai acumulat. Câteodată însă, dacă nu ai acumulat un venit, va trebui să folosești o parte din venitul pe care îl câștigi lunar, în mod curent. Dar și această, să zicem, formă de taxare din venitul curent este de fapt un fel de reducere a acumulării de capital potențial a acumulare de capital pe care o vei face, să zicem, după ce îți câștigi venitul lunar. Da, de fapt Gabi face mereu un rezumat foarte bun pentru cine n-are răbdare pentru restul explicațiilor. Da. Zi eu. Deci, faptul că taxarea este de obicei pe capitalul acumulat, taxarea respectivă va reduce agonisirea de mai mult capital sau va impieta, să zicem, înlocuirea capitalului folosit pentru a-ți plăti dările de stat și deci va
reduce posibilitatea progresului, să zicem, uman, deoarece atunci când o societate, o civilizație, să zicem, reușește să prospere, o face datorită capitalului acumulat de-a lungul mai multor generații. Trebuie să repetăm de 1000 de ori chestia asta: ca să aveți ceva, ca să fie bunăstare, ele trebuie să fie făcute și păstrate de cineva. Păstrarea aia, ăla este capitalul. Ăla este. Și folosirea acestor lucruri păstrate și respectul pentru ele, este, asta este definiția corectă a capitalismului. Lumea mai zice capitalism, e supărată, ei se referă la tot felul de sălbatici și cu metri cu statul, care fac tot felul de agresiuni, matrapazlăcuri și mecherii, să îmbogățesc și lumea zice, păi uitați, ăsta e capitalismul vostru. Capitalismul este exact ce ai zis tu adineori. Da. Primul, iarăși, subcapitol ar fi taxarea darurilor și a moștenirilor. Da? Atunci când ai un dar cuiva, de fapt transferi titlul de proprietate de la tine către o altă persoană. Acel dar este de fapt totul fel de bun de capital sau un titlu de... Hai să luăm așa. Prisui în ordinea numerelor, da, de patricouri? Da, oarecum. Deci să luăm altfel. Ce înseamnă că se taxează capitalul acumulat? Nu, atenție, nu se taxează acumularea de capital, asta ar fi o acțiune măcar, ci discutăm aici despre taxarea capitalului acumulat. Și ce înseamnă capitalul acumulat? Păi să zicem că ai mers la slujbă, ți-ai luat salariul, ți-ai pus salariul deoparte, și la un moment dat ți-ai luat de el o garsonieră în centru. Ca să fie mai simplu, o garsonieră în centru, că e mai ușor de vizualizat. Okay. Bun. Garsoniera asta, te folosești de ea, o închiriezi dacă vrei să ai și un venit. O folosești ca pe un bun de capital. Produce ceva pentru tine, îți poate produce venituri. Are și cheltuieli, ca orice bun de capital, de mentenanță, dar îți poate produce venituri. Bun. Și la un moment dat, să zicem că fitu sau fita au făcut vârsta la care vor să își deschidă picioarele și să zboare, da? Să plece de acasă. Și tu spui, uite, decât să te duci să stai tu în chirie, să nu știu pe unde stai și așa, ia fata, tati sau băiatul, tati, îți donez această garsonieră. Am o garsonieră în centru, o știi, până acum am făcut bani de ea, acum ia-o tu, ia ta. Problem. Pentru că ce e asta este un dar. Da? Dacă punem taxă pe daruri și donații de genul ăsta, ce înseamnă? Înseamnă că tu, ca să-i dai garsoniera lui Fitu, mai trebuie să scoți din buzunar alți bani pe care să-i dai la stat. Că vine onor statul și zice... Și sunt foarte mari taxele astea. Din cauza asta, multă lume, și nu numai România, și în afară, pur și simplu nu reușesc să dea un astfel de bun. Asta ar fi pe donații, primitorilor. Da, dacă ne gândim. Deci vinzi e mai scump? E mai scump, nu? Îți faci niște calcule și câteodată ești mai ieftin, câteodată ești mai scump. Dar singura diferență la vânzare este că teoretic acolo există un preț de piață față de care poți să zici că se aplică și e un venit, să zicem, că tu plătești taxe pe venitul pe care îl obții din vânzarea respectivă. Dar aici tu nu obții niciun venit, dai darul și ca să nu mai... Și bunul a fost luat cu bani care au fost taxați deja. Care au fost, da, taxă pe venit. Adică bunul în sine, capitalul constituit, e constituit
După taxe. După taxe, da, nu înainte. Nu poți să ți-l scazi din taxe. Bă, mi-am luat o casă. Guvernul zică, da, cât a costat ca să știu cât trebuie să iau lui ăla. Și mai muncești vreo 6 luni și ați spus să te iei dările ca să faci tranzacția de donații. Și mai e o problemă aici. Ăștia, ce am mai zis-o eu acum niște episoade, suntem la momentul în care avem generații noi care o duc mai rău decât generațiile vechi. Da? Pe vremuri de demult, ăștia măcar puteau să spere la o moștenire. Da? Nu în țări din astea civilizate precum Marea Britanie sau așa, că acolo se taxează moștenirea. Cu cât? Cu vreo 80-90%. De ce? Păi ce vrei, să aibă niște avantaje nedrepte? Cum? Și cum faci să-i dai? Păi nu îi dai banii, nu poți să vinzi? A, nu poți. Poți să vinzi și dai banii. Faci niște șmecherii. Faci niște șmecherii cu fundații, dar asta doar dacă ești sau tu. Sau pe firmă. Dacă ești tu cu o grămadă de bani. Că altfel... Costă, da. Adică sunt niște șmecherii la care poți să se... Care... Deci taxele astea pe moștenire, de unde zicem, păi cum să rupem odraslele capitaliștilor sălbatici, de fapt, ca de obicei, dau în oamenii care au reușit și ei să scoată capul un pic și să respire. Cum vrei să respiri? Nu, nu, treci înapoi în mină. Argumentul, cred că e... Din ăsta, că ajutăm pe... De ce să unul care primește o plașcă... Să-i meargă bine, ia să... Exact. Pentru că... Da, să răspundem și la argumentul ăsta. Pentru că o merită. De-aia. Pentru că o merită. Nu, de pentru fapt, că nu e treaba ta dacă eu vreau să-i dau un dar lui Gabi sau băiatului lui Gabi, de exemplu. Nu e treaba ta. De fapt, asta este ideea. Că nu e treaba ta... Da. In fact it is, zice socialist. Dar nu e meritul celui care primește. E meritul și trebuie să respectăm dorința celui care dă. El fiind proprietarul acelui lucru, el dacă vrea să dea acel lucru altui om... Deci tu zici că socialiștii să leagă de chestia asta cu meritul într-un fel, că primește... Eu am auzit argumentația asta. Da, și eu, și tocmai asta spun, că om merită. Băiatul ăla care primește darul sau fata aia care primește darul, îl merită. Din punctul donatorului, îl merită. Că nu îl dădea. E ca pe piața liberă. Dacă nu îl merita, nu îl dădea. Nu, libertarian. Are dreptul de a primi daruri. E o tranzacție cu preț zero. Dacă vrei să o, dacă da. Vrei neapărat să o descâlcești așa, da? Nu, dar are dreptul ăsta. Libertarian, ai dreptul de a dona și de a primi donații. Nu, dar mai mult de atât, noi ne gândim dacă e corect. Chiar și o merită, pentru că părintele, de ce nu dă casa aia, nu știu, un copil care trece pe stradă sau eu dă lui Fiso, poate și în sensul ăsta o merită. E copilul lui. Adică îi dă o satisfacție. Mă rog, câteodată părintele vrea să dea garsoniera sau din centru primul copil care trece pe stradă sau lui Gheorghe din Bihor. Iarăși. Taxele sunt acele. Da, dar vreau să zic că da, dar rămâne acea persoană o merită, știi? Uh-huh. Da? Nu contează, nu trebuie să fie neapărat fiul. Se schimbă valorizarea, da. 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 Nu, dar asta e mai intuitiv. Că... O dă către copil. Deci are un... Păi ce merit are? Păi e meritul că e fisul. Ăla e merit. Tu nu ești fisul. Da, te oftici. Tu nu-i creezi o satisfacție. Zic, trebuie prima accentul ăsta pe, domne, dorința... Proprietarul da, Rodbart încearcă să... Uite, vorbești cu oamenii de alte paradigme și nu, asta e foarte răspunsă. Moștenirii și cred că asta e argument. De ce să primească ăla? Ia să o dăm către alții și așa. Fiind chestiile aia socialiste, îi ajutăm pe... Îi împuternicim pe ceilalți? De ce să primească pleașca aia de copil de mine? Dar sau... Îi împuternicim pe ceilalți, le dăm acces la educație, la sănătate. Rodbar zice, e merit. Păi da, da, contează și voința tatălui. Nu te mai uita la, uite-te la donator. Da.
Alte efecte ale acestei taxări reprezintă o demotivare a acumulării de capital, da? Nu-ți mai vine să cumperi o garsonieră, te îndrepți spre alte forme de acumulare de capital care au scăpat acestor, să zicem, taxări rapace. Să transferi într-un mod mai ieftin ceea ce ai agonisit o viață întreagă către generația următoare. Asta... Sau nu te mai îndrepți deloc. Sau hai să zicem că ți închide orice și bico și orice instrument. Așa. Nu mai faci. Nu mai faci. Bei pe toți banii. Îi spargi. Da. Pur și simplu. Da. Bine, că înseamnă spune că e bine, că crește tirea agregată și... Astfel, asta vor. Da, astfel intervenția asta de asupra pieței libere, da, distorsionează această taxare a moștenirilor și a darurilor. Pur și simplu distorsionează ceea ce s-ar fi întâmplat în piața liberă. Rothbard în toate capitolele astea, subcapitolele astea, analizează influențele taxelor. Îi și critică pe aia care zic că pot să găsesc ei o taxă corectă, neutră, tralala, și arată că nu există niciun fel de intervenție. Uh-huh. Practic e o carte foarte tehnică. Pe alocuri poți să te doară capul. Deci puneți mâna și știți. Când analizează toate implicațiile, tocmai ca să nu lase, nu? Și-a luat el toată povara asta. Ia vedeți toate implicațiile, să nu ziceți că mai există ceva. Am intrat în toate cotloanele. Și să arate toate implicațiile taxelor care chiar tot timpul influențează ceva. Deci nu există să... A, păi punem o taxă doar pe consum. Sau punem o taxă doar pe... Venit. Sau punem un TVA. Sau punem o accizuță. Sau nu știu ce. Toate, până la urmă, pun presiune pe cineva. Și, de obicei, nu? Ca să... Mergem mai departe. De obicei, zice... Lumea zice, păi astea sunt pasate consumatorului. Nu ce zice el, shifting. Uh-huh. Tot timpul critică pe aici, doamne, nu există acest shifting. Da, despre asta am tot vorbit episodul 3. Da, până unde? Nu, există, dar nu direct. 4... Și el acceptă. Luat-o de la 4.3. Ei. El acceptă că, în sensul că ele se duc în prețuri, nu plătește de consumatorul direct. Da. Da. Mă rog, inovația lui. M-a spăcălit. Bun, a doua formă foarte întâlnită de taxare a capitalului acumulat este taxa pe proprietate, pe care o avem cu toții de plătit, sau aproape cu toții, dacă nu sunteți proprietari pe undeva, ok, poate nu v-ați întâlnit cu ea. Dar e vorba, mă rog, teoretic ar fi și pe orice fel de proprietate, inclusiv pe mașini, inclusiv pe whatever. Dar hai să vorbim acum de case și pământ, de exemplu, da? Și ce spune Rothbard? Taxa asta e o prostie. De ce e o prostie? Pentru că nu știm care e valoarea proprietății. Valoarea proprietății în sine există doar la momentul unei tranzacții, din punctul ăsta de vedere. Și altfel, ne bazăm pe tot felul de evaluări. Am mai zis în episodul trecut ce valoare au asemenea evaluări. Dar un lucru foarte interesant este că el analizează efectele taxării proprietății asupra valorii proprietății atunci când ea este folosită ca un bun de capital. Deci omul spune așa, domne, eu cumpăr o casă cu un anumit preț, 10.000 de dolari, mi se pare. E unități monetare, da. Bun. Și zice așa, am un randament de pe urma investiției astea, deci eu iau chirie și plătesc cheltuieli de administrare, nu știu ce, și pe an fac 400 de dolari. Nu pare mult, dar să rămânem în limitele exemplului, da? Pe an fac 400 de dolari. Vine guvernul și zice... taxă în valoare de, mă rog, se estimează 100 de dolari pe an. Da? Ce înseamnă asta? Din ce o să plătească taxa? Deci asta vine problemă descrisă de Gabi mai devreme, da? Și aici avem o problemă.
din ce se plătește taxa asta? Păi se plătește din alți bani, că el nu o să ia o casa, să taie o bucățică din ea, să o vândă, ca să poată să plătească taxele astea. Da. Da. E puțin ridicol. Da, guvernul așa își imaginează, sau socialiștii tâmpiți. Și atunci înseamnă că el o să o plătească din venituri, din alte venituri. Și teoretic vorbim aici de veniturile pe care le obține din casa respectivă. Da? Deci din ăștia $400, el trebuie să plătească $100 pe an. Bun, dar ce înseamnă asta? Înseamnă că valoarea investiției i-a scăzut la $300 da. Pe an. Ce înseamnă asta mai departe? Păi înseamnă că nu numai că valoarea investiției a scăzut, dar și valoarea de revânzare a capitalului aluia ajunge să scadă, pentru că cineva va putea, va ști că poate scoate din casa respectivă doar $300 pe an. Și atunci când ăsta încearcă să o vândă, nu o să o mai vândă la prețul pe care l-a cumpărat. Dar presupunem că nu există inflație, da? Sau hai să zicem că ajustăm la inflație ca să discutăm cu aceleași numere. Da? Și ce înseamnă? Înseamnă că următorul cumpărător o să plătească pe ea mai puțin. Cu cât? Cu vreun sfert, ceva de genul ăsta, sau 30%. Adică păstrând același randament, presupunem că cumpărătorul următor are aceeași preferință de timp și își dorește să investească cu același randament cu care investește ăsta. Păi, dacă investești $10.000 ca să scoți $400 pe an, e una. Dacă investești $10.000 ca să scoți $300, e alta. Și înseamnă că va vinde, dacă omul care vrea să cumpere, vrea să cumpere la același randament la care a cumpărat-o el de 10.000 la 400, o să o cumpere la mai puțin. Regula de 3 simplă, dacă mai țineți minte de la școală. Taxa pe bugăție personală, pur și simplu. Rodba spune aici, această taxă încă nu a fost încercată, dar teoretic e posibil să se încerce. Probabil că pe vremea lui, dar pe vremea noastră... Într-un fel și taxa pe proprietate e o taxă pe bogăție, că sunt lucruri evaluate care, vezi, Doamne, au o valoare... Da. Deci ele se numesc, ca să vezi cât de importante sunt cuvintele, că vorbeam noi adineauri. Deci ai lucruri pe piață care, ce știm și e evident, au în valoare când se tranzacționează. Din cauza că se tranzacționează în niște chestii, ci că și alelalte ar avea valoare de piață. Păi da, dar ele nu sunt scoase pe piață. Dacă ar fi toate scoase pe piață, toată piața s-ar duce în altă parte. Da? Deci nu e valoare de piață. Da. Și așa și bogăția, să zicem că nu e în proprietăți de-astea tangibile, e altfel de, nu știu ce, acumulare, oricum. Acumulare da. De capital. E veste că ei nu vor să o abordeze pe asta și pe taxa asta, la fel ca pe taxa pe proprietate, pe imobile. Da? Aici sunt incluse și imobilele, iahturile și pixurile și acțiunile și toate chestiunile astea, dă o sumă și te taxează. Din cauza asta, ea nu poate fi, să zicem, shift. Să o duci în altă parte. Mutat, așa, da, să o paseze în altă direcție, știi? Dacă în cazul garsonierii de mai devreme, știi, o puteai, să zicem, reevalua luând în calcul taxa, taxa pe valoarea ta, pe bogăția ta personală, nu mai poți să o, nu poți să o folosești, să zicem, sau să-i scoți un venit din bogăția ta personală. Da, atunci o absorbi tu însuți, știi, o internalizezi tu. Stai puțin, Gabi, că nici măcar la garsonieră nu e tot o internalizare, adică ți internalizai și pierderea, pe lângă faptul că asta era ideea la taxa cu garsoniera, că pe lângă faptul că îți fură bani an de an, îți mai fură și din valoarea bunului când o vinzi. Deci, practic, tu o să o
poate să absorb de două ori durerea. Da, perfect. Da? Da. Nu e ca și cum, că toate, niciuna dintre astea nu pot fi mutate mai departe. Nici da. asta chiar dă în tine de două ori. Deci eu nu știu cu cine mă cert, dar este logic ca într-o piață, când cineva cumpără un lucru, să-și facă calcule de genul ăsta. Adică de ce îi scazi valoarea ăluia? Pentru că toată lumea își face calculul pe, nu știu, amortizare de 10 ani, 20 de ani, după felul bunului. Sau 5. Sau 5, sau 7, sau, da. Sau mai puțin chiar. Depinde de felul bunului. Dar dacă și lumea, unii, poate să zică, păi nu, că sunt unii care să-și cumpere pentru ei, ei nu-și fac calcule de-astea capitaliste. Păi da, da, atunci poate de-aia nu-i dă... Deci știi că ei pentru tine, ca garsoniera din exemplu ăsta, nu, că ăștia sunt niște nenorociți, o scot tot scump pe piață și vine un om care are nevoie pentru el, e și amărât, ca să cuvinte, da? Și o cumpără. El o cumpără, că el nu-și face calcule. Și după aia ceva nu-i dă. La un moment dat ceva nu-i ajung banii. Și nu știe de ce nu-i ajung banii. Pentru că trebuia să-și facă calculul de genul ăsta, în care nu o scotea în chirie, dar știa că are banii de chirie. Da? Ca să vadă cum se amortizează. Să știe măcar că banii aia, care ar fi fost amortizare, i-a consumat el. Taxa progresivă acum. Aia e cea mai frumoasă. Aici Rothbard se ia de... economiștii conservatori. Nu doar aici, cam și la neutralitate și în multe alte locuri. Da. Pentru că economiștii conservatori spuneau, domnule, într-adevăr, taxa progresivă lovește în... să zicem, posibilitatea omului de a progresa, de a prospera. Cum reușește și să câștige mai mult, cum îi dai în cap cu o taxă mai mare. Nu doar asta, cu că și miza etică. Rule of law, egalitatea în fața legii. Mm-hmm. Dăm același procent, cota unică și noi am avut discuția asta. Uite, inclusiv Claudiu cu asta, salariu minim. A fost discuția asta în România. Ce e mai, ce e mai bine? Și au fost, da, liberal clasici care așa argumentau. Nu e drept. Drept. Trebuie să fim egali în fața legii. Adică, ideal ar fi să cazi toate taxele asimptotic către zero. Da, dar interpret. Cota unică ar fi mai nu dreaptă. Care-i ținta. Deci interpretarea asta, procentul ăla. Mă rog, cota proporțională, de acela. 20% și bogatul de 20% și seara cu de 20%. Ar fi mai dreaptă decât, nu știu, cota progresivă de, nu știu, 40-10%. Uh-huh. Mai dreaptă, că dai același procent. Bine, și tu poți să zici, de ce nu aceeași taxă, că e și mai dreaptă, știi? Sau de ce nu taxe zero, că e și mai dreaptă. E și egală, e de vreme acasă, tot, e și neutru, știi? Deci se bifează și criterii. Sunt trei argumente pe care le aduc economiștii în a critica această măsură. Poate reduce capacitatea de a acumula, de a, eu să zic, salva. Da, să ne-a strânge. De a strânge bani, folosește, nu, creează posibilitatea de a pura pe cei bogați de către cei săraci, da? Dar o critică și pe asta. Da. Și reduce tendința omului de a munci mai mult și a câștiga mai mult. Și el spune așa, domne, în primul rând, cel care câștigă mai mult, el de fapt face lucrul ăsta prin faptul că servește consumatorii, clienții, da, cu produse preferate de către ei și din cauza asta că ajută societatea din jurul lui, tu îl penalizezi. Deci nu este o, să zicem, o modalitate prin care să ajuți societatea, da? După aceea tu, prin taxa asta progresivă, reușești, să zicem, să redistribui o anumită bogăție. Da, da? Argumentul lui e că ăia care sunt cei mai buni în a-și deservi pe
partenerii de drum, partenerii de piață, da? Ăia care sunt cei mai buni sunt penalizați cel mai rău în sistemul. Da. Asta ar fi esența. Și ce o să se întâmple atunci când ăia cei mai buni sunt penalizați cei mai rău? Nu o să-și mai dea interesul. Am vorbit asta la... când făceam cartea lui Hope. Exact asta. O găsiți, dacă vă uitați printre videoclipurile noastre, găsiți teoria, da, istoria socialismului, nu? O teoria, socialismului și capitalismului. Bine, răspunsul social-democrat e, și zice și Rothbard aici, e că și admit efectul ăsta și nici noi nu vrem ca nebunii să taxăm, să nu știu ce. Vrem o chestie între echitate și productivitate. Nici noi vrem să taxăm. Cam asta ar fi răspunsul lor. Da, nu, piața nu e suficient de caritabil. Așa e. Ai dreptate cu productivitatea și nu știu, dar nici noi nu intrăm nesimțit. Lăsăm, da, ține în cont. Ba da. Ba da. Atât ba cât da, poate socialist. Da. Rothbard le spune aici, domne, dacă luați un antreprenor sau un om muncitor și îi puneți în față două sisteme în care avem un sistem de taxare cu același procent, da? 5%, și unul progresist în care este 1 și 2%. 1% până în 10.000 de lei și 2% peste 10.000 de lei. Pe care credeți că l-a preferat? Pe la progresist sau pe cel... Primul câteva 50%. 5% am pus. Ah, nu, la Rothbard era mai, că se vadă contrastul. Da. Uite, noi am avut discuția asta. Și e clar că preferă... Nu e așa clar, poate fi suficient de invidios să vrea să piardă bandă cât să... Da, dar cred că nu mi se pare cred că așa trece de clar. Repede cât de invidia aia când vede cât... Nu aș fi așa sigur, depinde și de procent. A, dacă deci, rămâne dacă destul, sunt da. Apropiate, da. Nu zic, dacă sunt apropiate, păi mai bine ia să ia... Ai, domne, cât... mai mult, da. Da, da, da. Dacă e 30 lângă pare, ia de la masa să rupă, știi? Noi am avut discuția și tot așa, uite, tot bartară intuiție bună, deci găseai cărturari conservator român, să zicem, care, da, erau pe asta cota unică, tot așa, știi? Și aduceai obiecția asta de tip Rothbard, păi nu preferă o cotă progresivă mai mică decât una unică de nesimțită? Răspunsul era nu, că tot așa. Egalitatea în fața legii. Asta cu egalitatea în fața legii, uită faptul că, de fapt, aici critica cealaltă este, domne, ce faceți? Suntem Robin Hood? Luăm de la ăștia care muncesc și câștigă bani și dăm săracilor? Și de fapt economiștii conservatori uită faptul că ambii, și săracii și bogații, sunt jefuiți în mod diferit prin taxa progresivă de către stat. Prin cea proporțională, unică, nu? Mă rog, da. Doar prin cea progresivă. Da, da. Dar doar procent. Acolo nu mai e diferit. Aici într-un mod diferit și mult mai interesant. Mă gândeam și la asta, la argumentul ăsta cu egalitatea, știi? Uite, dacă zici, păi hai să fim toți sclavi. E posibil să fim toți sclavi? Nu, nu, eu tind să cred că da, că e posibil. Și să fim de sclavi, să fie la rândul lor sclavi altora, știi? Sclav altuia, dar ăla e... Nu. Păi și nu. La un moment dat trebuie să fie unul care e stăpân. Păi nu e sclavul altuia stăpân, eu sunt proprietarul tău, tu ești... A să fie sclav în cerc, așa? Nu funcționează transitabilitatea de genul ăsta. Ar putea să-și imagineze, dar nu ar funcționa. Nu funcționează, fii atent de ce. Hai să facem transitabilitatea asta la masa asta, da? Costel, tu e sclavul lui Alex, da? Dacă Alex e sclavul lui Gabi, atunci și tu e sclavul lui Gabi. Pentru că ce înseamnă să fii sclav? Înseamnă că ești proprietatea lui Alex. Da? Dar dacă Alex e sclav, Alex nu mai are proprietate. Și mergând așa mai departe, când o lipești privalii al tău, e exact ca la aia cu mișcat-o mâine. Ai trei mari proprietari de sclavi. A, păi ai proprietari. Ai trei mari proprietari de sclavi, okay. Nu pot spune că ei sunt. Pot fi sclavii, nu știu, unui sclav. Nu. Nu, tocmai de ce asta nu? Zic. De ce nu? E atunci el ar fi proprietar. Ce înseamnă să fii sclav? N-ar mai fi sclav. Înseamnă să fii proprietatea altuia. Tu însuți nu mai ai proprietate. Ești proprietatea ăluia. Bă, da, poți avea. Cum să nu? Cum să nu e? Ca și cum ai avea o casă și nu ai o nu știu ce. Cum să nu? Eu zic că poți asta.
Deci argumentul cu rulolou, un liberal clasic ți-ar fi putut argumenta, nu că e clar că cu sclavie nu avem rulolou, unii sunt stăpâni, unii sunt sclavi. Mă gândeam, ba nu, ăsta sunt scenariul ăsta în care ăia câțiva stăpâni, oligarhia, sunt la rândul lor sclavi. Eu n-am nimic împotrivă, eu chiar îi invit să încerce. Să încerce și nu, eu sunt curios. Gândește ca la niște vedem. Proprietăți diferite, știi? Da. Nu sunt, e același tip de proprietate de care vorbim. Lasă-mă, lasă-i să încerce. Nu, eu zic. Să încerce. Oricum, ideea este că, în realitate, avem da, consumatorii de taxe și plătitorii de taxe. Plătitorii de taxe sunt cei sclavi, da? Iar consumatorii de taxe, stăpânii de sclavi. Ei nu pot fi asimilați, să zicem, unor sclavi. Da. Ei nu plătesc taxe, adică oricât ar fi, e doar fapt că îmi plătiți mai puțin net la sfârșit, după ce yes. fac un schimb de bani de buzunar cu statul, cu guvernul. Da, da, nu știu dacă e nevoie să repetăm, dar acești net consumatori de taxe sunt toți oamenii asimilați unor bugetari și oamenii de casă și afaceriștii din jurul statului, care practic scriptic, da, plătesc și ei niște taxe, dar, în fapt, banii aia toți luați de ei care ci că sunt taxați, sunt luați de la cei care chiar au produs ceva. Și în ceea ce zice Gabi, le rămâne net câtva și ăla este evident, ăla e salariul corect. Ceea ce mă gândeam, Vali, că e proprietar doar pe forța lui de muncă, nu pe tot. Okay, nu pe toate astea. E suficient? Te joci cu definiția. Păi nu e asta definiția sclaviei, muncă forțată? Nu, că nu, pentru că aveam drept și de viață și de moarte. Da, dispunea de el. Mă rog, Sava. Es past, John. Gabi știe ce urmează. Avem georgismul. Uite, mi se pare interesant. Dar nu erau... Era un personaj din Coșbuc. Apropo de georgism, mi se pare interesant faptul că chiar de curând, deci e o chestie atât de veche, georgismul, da? Și chiar de curând trimis David Friedman o newsletter în care a avut un articol că s-a întreținut cu un georgist anarho-capitalist undeva prin Suedia, acum recent. Și l-a pus pe gânduri și a mai scris el ceva acolo, o analiză la asta. E interesant faptul că încă și astăzi discutăm despre georgism, care teoretic nu și-ar avea locul. Deci toate formele astea de gândire prin care trebuie să treci, poate sunt ca niște forme de kung fu, așa. Stilul cutare niciodată nu... Deci încă în căutarea unei taxe neutre și cât mai, să zicem, puțin cauzatoare de distorsiuni asupra pieței libere, domnul George a ajuns la concluzia că dacă punem o taxă pe veniturile obținute din utilizarea pământului, vom fi ok. Asta este georgismul. Și orice altă taxă să fie eliminată. Deci doar taxa asta să existe. Da. Cu asta rezolvăm totul. Prin ea, orice activitate economică va fi legată până la urmă de pământ și toate, să zicem, chiriile sau modurile de utilizare ale activităților economice care se desfășoară pe acel pământ se vor strânge toate de către proprietarul acelui pământ și el va plăti, să zicem, o taxă. Da, de georgismul nici nu-i proprietar, există, ca asta e esența. Georgismul ăsta există, uite. În România, tema pământului nelucrat. Multă lume a mers, stau pământurile pe roagă, ia să taxăm, cred că este, nu știu dacă nu cumva și există legea. Nu prea mă rog, e în aer, știi? E în aer, se discută despre ea, da. Nu, dar tot revine, știi, adică nu e o chestie, tot revine. Bine, aici sunt două lucruri de care am putea să discutăm. Unul este ăsta cu problema pământurilor nelucrate, care e...
cum să zic. E un fut îngrijism major care depășește cam orice limită, dar nu vrei tu să lucrezi și pământurile care sunt acum puse în conservare de stat? Dacă tot te fute grija pământurilor nelucrate? Da, rezervațiile naturale. Da, hai să lucrăm și rezervațiile naturale, hai să le radem și să creăm acolo niște fabrici. Da? Că noi de fapt de asta nu mai avem industrie în România, că stau pământurile nelucrate. Exact. Hai să le lucrăm pe alea. Nu? A, nu, alea nu, că le-a pus statul deoparte. Păi, vezi că ești porc? Nu, nu e din cauza asta. E din cauza că e ceva diferit. Adică asta fiind o glumă că râd eu de diversi oameni care, în cărora le arăți aceeași chestie, principial e același lucru și lumea nu vede și zice nu, 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 asta e diferit. Asta pentru că sunt niște morale diferite, uite, clar că la legalizarea drogurilor și la vaccinuri, dar toate lumea e același, din discuția aceeași, din proprietatea omului asupra propriului corp, rezultă că trebuie permisă comercializarea drogurilor. Și na, trebuie interzisă vaccinarea obligatorie, ca să zic, trebuie respins. Și na, vezi oameni care sunt... Sunt în diverse momente ale, de mecanismului logic. Unii oameni se opresc poate undeva. Frica, poate fi și frica asta de un principiu universal. Deci marea înțelepciune din universități, științe umane, asta a fost. Cât ești mai flexibil. Deci dacă flexibilitatea în mod tradițional... Semna că ești neam prost, că ești o jigodie. Cu faptul că ești flexibil... E contemporan, da. Așa, adecvat. Da, da. Că ești nuanțat, că înțelegi ambele astea, că nu știu ce ești. Auzi, cum a zis Groucho Marx. Deci astea, astea sunt principiile mele. Dacă nu vă plac, mai am și altele. Adică este intuiții morale diferite și vezi că un om, bam... Când e bună tradiția, când e bună libertatea, când e bună demnitatea umană, când e... Deci de fiecare scoate ca așa, dintr-o... În libertarianism, na, ai libertatea, e valoare supremă și mă rog, de acolo. De altfel, valoarea flexibilității poate fi demonstrată și matematic, nu-i așa? Că în teorema lui Pitagora, câteodată dă, câteodată nu, în funcție de nevoile poporului, corect? Că dacă e valoare absolută, atunci se aplică peste tot. Da, deci uite și la georgism, trebuie să pleci de la un fundament din ăsta teologic, etic. Ideea era, mă, pământurile sunt ale societății. Bine, problema, de, aia problema, de fapt, el așa e, pleacă din altă parte. A. Pământurile sunt ale societății este soluția la dilema din care pleacă și anume cum se obține proprietatea asupra pământului. Și corect. Cum se obține corect, justificat, proprietatea asupra pământului. Noi, libertarienii, avem o teorie, se numește apropierea inițială. Avem și clipuleț, dacă îl căutați pe canal, în care discutăm despre asta, din cartea cealaltă a lui Rothbard, Manifestul Libertarian. Ei nu sunt de acord. Adică plecând de la John Locke, într-adevăr, la Locke ai o problemă și anume spune acolo că... Poți să apropiezi, dar trebuie să și lași, să nu faci o diferență. Și am discutat asta la când discutam de cartea lui Friedman, Mașinăria Libertății, că ăsta e un oarecum a adus el argumentul împotriva paradoxului lockean, că dacă că nu ai cum să ți apropiezi fără să lași o diferență și ultimul care apropiază sigur nu lasă. Asta era locul în care gândise loc lucru. Că ultimul, care apropiază ultima bucată de pământ, nu mai lasă pentru alții, nu mai lasă pe viitor, nu mai lasă. Și Friedman demonstrează recursiv că nici penultimul, prin urmare, că dacă penultimul n-ar fi făcut, ar fi putut să facă ultimul în locul lui și așa mai departe, înainte, până la primul. Dacă ultimul ia ultimul petec. Dar problema cu... Teoria locheană este, nu este partea din apropiere, ci partea cu lăsatul. El zice și să fie de același calitate. Deci nu se gândește doar la cantitate. Chiar că la asta m-am gândit și eu de curând. Când nu zic fie ăștia... zgură să fie. Da, deci când zic ăștia, domne, să fie egalitate multă, păi stai puțin că
ce, egalitate în ce? Unii vor păduri, unii vor... Dacă ție, le dai... ție niște deșert, știi? Da, exact. Păi eu ce vreau? Păi bine, eu vreau cernoziom, nu îmi dați mie praf. De când ești ca acum societatea modernă, da, majoritatea capitalurilor și a, să zicem, tranzacțiilor între oameni nu au nicio legătură cu pământul. Era o legătură. Cam asta zicea și Friedman, că nu-ți place de... A dus vremea... Vedeți că... Sunt 3-5% pe YouTube și... Ei n-au nicio treabă, poate să fie... Da, dar războiul din Ucraina are legătură cu pământul, dacă vrei. Auzi, da, pământurile alea tot îți trebuie. Deci productivitatea a crescut. Nu-ți mai trebuie atâtea pământuri să faci agricultură, să susții mâncarea. Da, tot sunt importante. E partea simbolică. Adică parte din economie e mai mică. Aici ți-aduc aminte că tot așa când discutam despre apropiere, eu am spus în felul următor că totul se reduce la pământ și la apropierea inițială, pentru că nu poți să desfășori absolut niciun fel de activitate productivă în la aer. Eu aș adăuga sau de orice alt fel, acum, da? Fără să nu ocupi o bucățică de pământ. Adică dacă tu cumperi astăzi un bitcoin, de exemplu, ca să luăm exemplu cel mai virtual posibil, dacă tu cumperi astăzi un bitcoin, așa. Bitcoinul ăla a fost minat la un moment dat. Așa. A fost minat de niște servere care aveau o locație undeva pe suprafața pământului astea. Și spațiu dacă era, dar tot ocupă niște spațiu. Da. Da, este că mai vreau la calitate. Deci poate să fie și în Siberia. Servere în Siberia. Da. Deci nu că trebuie să-mi lași mie cernoziu. Da. E destul. Pământ și în... Plus că sau în mijlocul deșertului Sahara, da? Dacă acolo e litiu și e foarte valoros. Bate soarele, face alte chestii. Adică valoarea unui petec de pământ e diferită în funcție de om. Nu trebuie să fie cernozion. Pentru alții cernozion e bun, o chestie negativă. Premiza sau de fapt soluția georgistă era practic o expropriere de facto prin taxarea cu 100% a tuturor veniturilor rezultate ca folosirea pământului. Care sunt probleme? Eu mă gândeam de ce mai aduce Rothbard alte argumente ale de stimulente. Că dacă ți-a luat tot, ce mai faci ceva pe pământul ăla? Ajunge la final. Valoarea pământului este zero pe piață. Nimeni nu mai... Dacă din pământul ăla nu poți să scoți niciun venit, pentru că tot venitul nu va fi taxat, va fi zero, deci va fi naționalizat, pur și simplu, acel teren. Nu, dar mai și zice, uite, pământurile bune sunt nu știu ce, misallocation. Păi dacă nu faci nimic, ce să mai misallocation? Mă rog. Păi astăzi măriți, uite, da, de exemplu, astăzi măriți pământul cu omul care poate să scoată cel mai mult din el. Adică minerul ăla de bitcoin, pentru el e valoroasă bucata aia din Siberia. Da? Care nu e valoras pentru nimeni altcineva. Îl măriți cu cine? Aș invers. Toată lumea fuge să ia repede pământul, după care nu se mai interesează să scoată argumentul cu misallocation. Ăsta e, nu se mai interesează să scoată cât mai mult din el, că oricum e taxat. Plus că poate ce tot pământul vine unor birocrații centralizate. Tu nu mai știi, pentru că pe piață ai aceste semnale cu prețurile, terenul din centru este mai scump decât terenul din suburbie. Tu acum, având toate prețurile terenurilor zero, tu nu mai știi unde să plantezi, să zicem, un mall sau un... Nu ai aceste motivații economice și nu știi ce să faci cu terenul. Și atunci apar aceste misalocări. Da. Rele alocări de capital. Aveam în vedere, mă gândeam. Și atunci îți dă birocrația un sistem de ăsta nelegal, ca să zicem așa, în care ei te mai lasă, știi, te mai... Iar în spațiul ăla te mai învârți, știi? Pe partea de stimulante, știi? Da. Hai să zicem cu birocrație, ce dăm un pogon, te mai las. Da, nu e chiar al tău, dar mai... Și când încep să circule, tot apar mizalo aceste
Da, vedeți că e un teren în genul Nobor și un teren prin militari. Zero. La bun, ăla da. Bun se duce, mă rog, valorii, prețul dar... zero, prețul zero. Unde fac? Unde fac un mall sau unde fac un parc sau grădină botanică, știi? Nu îți dai seama de... Vine cineva aici, că nu vine... Că nici nu poți să ceri bani pe ce faci. Da, că dispare motivația economică, deci nu... Ce să fac? Încep să măsori alte chestii. Asta se întâmpla. Măsurau câți oameni au ieșit în parc. Păi atunci critica poate fi că nu pot fi aduse simultan argumente, pentru că dacă tu ești beznă, stimulentele alea nici n-au unde să se ducă, că nu știi, asta e că e mai bine militar. De unde știi? Că nu știi nimic. Mă, deci astea, comportamente în ăsta în care tu vrei să afli ce preferă lumea. Dacă vrei să afli ce preferă lumea, o să-ți trebuiască prețuri și o să te lovești antreprenorial de chestii de astea și o să vezi, da, e bine să fie proprietar, să poată să aloce. Dar e mulți, pământ. Dar mulți zic, nu, eu nu-mi bat capul cu chestii de astea. El își bate lucruri cu alte lucruri care, zice, sunt creative, am grijă de societate. Și ți inventează, domne, aici ar trebui să facem un festival frumos pe Calea Victoriei, o închidem. Închidem, să fie ceva frumos. Nu vă place? Unora le place, ca la orice în care se bagă o forță și umblă, bineînțeles că unii o să fie mulțumiți. Bine, există potențialul să fie toți nemulțumiți, dar atunci se oprește. Dar altfel, dacă ai niște mulțumiți, faci poze cu oameni zâmbitori, s-a rezolvat. Nu faci poze și cu aia care nu sunt zâmbitori. Presorul cel puțin ex-ante e. Da. În momentul agresiv e. Așteptările lui sunt... Da, e bine. Yes. Ce se poate răzgândi? Mai bine nu făceam festivalul ăla. Plus că dacă el tot dorește, știi, să, domne, hai să folosim tot pământul, să nu stea nimic pe loc, nefolosit, da. Pârloagă sau așa. Mm-hmm. Zicem că avem pe undeva, prin România, un teren între Urziceni și Buzău, pârloagă de mii de ani, ca nimeni nu s-a uitat la el. Și se gândește, mă, ce să facem noi aici ca să-l facem productiv, știi? Ia să punem noi pepeni. Sau eu știu, hai să punem nu știu ce. Dă-ți seama că nu vine pe acolo să nu găsește oameni, că nu sunt drumuri, nu... Deci în zilele noastre o să-l păstreze, că așa. O să fie o zonă extraordinară de biodiversitate virgină, neatinsă de multă vreme, ai zis, și o să zic, uite, parcul Văcărești, ce e acolo? Uite niște betoane. Nu, acum este o deltă. Alea nici măcar nu s-a atinse de așa de multă vreme. Mai da, recent. Exact. Dar Rodbar face un argument aici la care e bine să... asupra căreia eu zic că e bine să ne aplecăm. Că de fapt sunt două lucruri care vreau să spun. Primul dintre ele este, da, dacă aveți senzația că georgismul ăsta este o mare tâmpenie, în apărarea lor și-au stabilit doctrina înainte de apariția economiei austriece. În lipsa apărărilor exista economia proto-austriacă, adică David Ricardo și restul deja trecuseră pe suprafața lor. Poți să citești pe toți. Explicația lui Rothbard e în felul următor. Dom'le, stau terenurile pârloagă, da? Da. Și de ce e așa? Pentru că încă suntem destul de puțini pe suprafața acestui pământ, astfel încât munca, factorul de producție muncă, să fie mai rar decât factorul de producție pământ. Și atunci, nu îmbin factorul de producție muncă, care e mai rar și mai scump, cu terenurile care sunt sub marginea randamentului de pe piață. Asta e ideea. Asta fac georgiștii din faptul că alea pot produce chestii în viitor. El zice, păi produce acum. Nu! Sunt situații, păi uite cât pământ e în Teloran. Păi da, dar nu, acum nu produce nimic. Deci nu e... Că dacă ar fi așa productive, cineva ar fi făcut deja. Ca să vă aducem aminte de un exemplu de ceva dat cu vreo două episoade în urmă, era plin pământul de petrol în epoca paleolitică. Plin era, mai plin ca azi. Nu-l folosea nimeni. Nu știu, mai e ceva la George?
Deci e un fel de comunism al pământului, asta e, ar fi de. Se mai leagă de modul în care guvernele și-au apropiat terenul și a zis de aici până la mare terenul meu, da? Îl împart la boierii și la cavalerii mei. Aici nu se trece. Și ei o să-mi plătească mie taxe și ei o să-și extragă, să zicem, aceste taxe din munca celor care se acest pe acolo pe terenurile lor. Bine, asta ar fi fost cumva felul în care mai o a treia problemă a georgismului. Cum determin? Să zicem că îl ai pe, ai bitcoinul pe care l-a cumpărat Gabi, da? Cum determin care din valoarea tranzacției respective este venită din folosința pământului? Că ei, teoretic, vor să taxeze doar folosința pământului. Atunci când și-a imaginat domnul Henri George, atunci când și-a imaginat această doctrină, a plecat de la modul de folosință al pământului din sistemul feudal, da? În care domnul dădea pământurile la boieri, boierii trebuiau să-i dea o rentă pe pământuri, boierii la rândul lor dădeau pământurile unor țărani liberi, care țărani trebuiau să dea la boieri o rentă. Asta era renta pe care o... Era pe pământ, era ușor de stabilit, îi și spunea așa. Dar acum suntem într-o situație echivalentă cu problema calculului prețurilor din economie. Da? Dacă avem un AI foarte puternic, tot n-o să ajungem acolo. La fel e și cu georgismul. Poate nu așa puternic. Băi, asta e ideea. Nu poți să construiești un AI atât de puternic încât să-ți rezolve un paradox. Nu e un paradox. E o limitare computațională. Ca să ai, să măsori o lume întreagă, îți trebuie un computer măcar cât lumea e întreagă. Sună bine, lăsați așa. Nu, dacă ar ști, da. Dacă ar ști... Când Kim Kardashian publică un clip de 5 secunde care generează într-o lună 2 milioane de dolari, terenul unde a făcut ea clipul, serverul care e așa, sau toate calculatoarele clienților care au văzut imaginea. Care pământ e taxat? Unde sunt? Toate. Asta e. Și neutru. Neutru din punct de vedere al carbonului? Sau? Da. Și Rothbard trece mai departe după discuția despre georgiști cu discuția despre canoanele dreptății, canoanele taxelor drepte, juste. Și primul subiect este exact asta, da, o taxă dreaptă sau prețul corect. Prețul corect este prețul pieței. Nu era aici emisiunea putem... asta? Da. Știe, trebuie să ghitești prețul la mașina aia sau ce? La ceva, la diverse chestii. Mm-hmm. Domnul deputat, cât credeți că costă acest bilet de transport? Să fi răspuns un de la fiind o alegere coercitivă, nu? Da. Nu, prețul nu surprinde preferințele. Răspunde obraznic, adică... Dacă economiștii au spus, domne, nu putem stabili un preț corect al litrului de lapte, trebuie să lăsăm piața să ajusteze. Nu, nu chiar, uite, ai zis de acord cu Rădăr. Mie mi se pare că și azi răspunsul e că are sens. Să vorbim de un preț corect. De ce vorbim de plafonare? Da. Are sens. Pentru mese. Pentru mese, da. Stai puțin. Deci nu e așa discuția de închisă, știi? Da, așa este. Nu e închisă, da. Folosești niște termeni, cum să spun, pe care îi murdărești folosindu-i în acest sens. Da? Atunci când spui că are sens discuția despre prețul corect, nu are sens. Dacă lumea în sine crede că are sens, lumea în sine comite o eroare. Da? Ei știu, e greu de înțeles, dar libertarienii așa spun. All of you motherfuckers are wrong.
End quote. Nu, uite, și libertarieni îți dau preț corect, ăla al pieței, știi? Au un răspuns. Ăla socialist e, mă rog, mai multe răspunsuri, depinde. Da, numai că preț corect al pieței pe care spun libertarieni are următoarea proprietate. Nu poate fi cunoscut decât retroactiv. Ei când vor un preț corect, vor să spună, domne, care e preț corect cu decimale și cu de toate. Și dă Rothbard aici un exemplu. Presupunem că un profesor zici că prețul corect al ouălelor e de 45 de cenți. Foarte bine. Vine alt profesor și zice 80 de cenți. În lună, în stele, pe pământ și sub apă, nu există o metodă științifică de a tranșa această dispută. La mai mic, 45. De ce? Că face mai accesibil ce era ulei sau? Este arbitrar. Oh. Este arbitrară, nu științifică. Eu le pot spune că și astea, preferințele pieței libere, sunt niște subiectivități care se încrucișează acolo, știi? Și are o teorie etică asta. Vreau să zic. Cumva. De ce ar fi ăla drept? Pentru de pe că... piață. Pentru că respectă principiul analogiei și nu știu ce. Exact. La fel nu putem determina nici o taxă corectă. Pentru că zero. Da. Nu, dar trebuie să fie mai mare ca zero. Dacă bine. Există taxă mai mare ca zero care să fie justă? 0,1. Nu. 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 Uite când nici zice cineva, care. Uite, 5% mi se pare ok să fie doar pentru apărare. Ce poți să răspunzi? Nu. A, păi pentru tine nu mai e taxă dacă ai fi de acord cu schimbul ăsta. E un preț. Dar e ok să-l taxeze cu 5% pe la care nu vrea să... Nu. Da, dar el crede că e ok, cred. Esențial. Da, deci de asta am zis și nu... Că eu cred că nu există, cum vorbeam de curând. Deci unii oameni nu vor să înțeleagă niște chestii și nu poți să te înțelegi cu ei... Și din cauza că nu țin consistent niște principii, măcar ale lor, dar să le țină consistent, că uneori îi atace pe ale lor. Și mulți alții nu vor pur și simplu, pentru că nu... E greu, pentru că e greu. Și ei nu vor. Nu, e și din zona de disconfort, știi? Da. E și din zona de disconfort. Să vezi asta, identificarea între taxare și furt, e... Cum adică? Da, e așa. Nu, n-are cum să... De ce n-are cum să fie așa? Păi drumuri. Păi, n-am vorbit despre drumuri. Eu am pus de dacă e pus sau nu. Lasă de drumuri. Nu, dar uite, nu pot să facă chestia asta, să separe lucrurile. Și mirarea mea, care trebuie să se oprească la un moment dat, dar încă mai există, mirarea mea este cum de oamenii să plâng și nu iau în considerare răspunsul pe care sper că l-au auzit, pe care l-am mai dat pe aici. Ia vedeți dacă nu cumva e din cauza unei intervenții a statului. Nu, nu mai gândiți-vă așa. Deci când te plângi de o chestie, ah, să te gândești mai... Nu, el dă vina pe stat. Da. Așa și Marx dă vina pe stat, da, și credea că trebuie să dispară statul, știi? Dar cum o dă, asta e. Mm. Și e greu, na. Și avem, că ni se trage asta cu taxarea corectă, de la nimeni altul decât Adam Smith. Da? Da. E un loc și aia cu costurile administrative, nu? Parcă da, asta era exact primul... Acolo, da. Exact acolo da. Mergem. Adam, deci care aia e? Să nu... Să fie cât mai ieftin să colectezi taxele? De exemplu, cred că l-am auzit și în spațiu românesc asta, să nu fie... costul administrativ mai mare decât da, da. Să te costă 2 milioane de euro să strângi 100 de mii. Da. Și la noi cred că se poate, nu? Trimite, nu, a fost exemplu de la TV, a trimis o scrisoare ca unul să plătească taxe de 45 de bani sau ceva de genul ăsta, știi, că era un rest. Costa mai mult să trimiți scrisoarea. Păi, eu mă gândeam chiar la o chestie de asta, la o primărie, costă, nu știu, sistem informatic. Da, și asta, da, da. Un milion de euro și ei să... Cu asta să colecteze, nu știu, mai puțin. Mult mai puțin. Da, 30 de lei. Bine, o șmecherie ca banii aia să fie din taxe luate altora din da, da, da. Europa, de exemplu. Bine, după. Și lumea poate să obiecteze. Dar ce aveți, mă, cu taxele astea? Nu, adică, cum adică să nu fie scos... Nu vă plac drumurile? Nu. Cum adică să nu fie scos mai mult? Adică, vreau să zic că la o analiză de suprafață,
superficială, adică cum să vrei, că e ca și cum ai o, ai o investiție care n-are randament, adică îți dorești ceva antieconomic, cum să vrei să, da, dar taxele nu sunt ceva economic, sunt o impunere, sunt furt, sunt jaf. Da? Mm. Și din punctul de vedere, dacă vrem să analizăm din punct de vedere al efectelor, poate că e mai bine ca o taxă să fie, zice Rothbard, greu de colectat. Da. De ce? Că se mai gândește de două ori și o să se aplice mai puțin. O taxă care e ușor de colectat agresează 100% din populație. O taxă care e mai greu de, de colectat poate mai scapă unii. Gândește ușurința zi... plății, la fel. Da. Să fi fost de genul următor. Cutuma vrea să vină un agent al ANAF-ului la tine acasă și n-avea voie să intre fără acordul tău și dacă nu te găseai acasă, trebuia să revină luna următoare. Altfel, de unde nu se puteau colecta. Nu prin intermediul băncii, nu prin intermediul angajatorului, nu... Așa este... O pedepse mari pentru... Funcțional, trebuia pedepse... să rămână... Da, 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 exact. Pedepse mari pentru îmbunătățirea colectării, știi? Dacă ai cineva care a crescut foarte la fel. Decapitată instituția aia, știi? De asemenea, trebuie ca plata... Adam Smith spunea că un canon al... taxării. Ar fi să fie foarte ușor, să fie foarte convenabil să-ți plătești taxele, da? Să nu le plătești, să zicem, în aur. Sau în... Să fie, da, digital, să chiar să nu simți că ți se iau taxele. Asta s-a realizat. Da. A fost bifat. A fost bifat. Ideea a fost bună și toate statele au marșat puternic pe chestia asta. Ideea nu a fost bună. Da. Nu, dar tot zic că punct de vedere, bine să mai spunem și da, asta. Da, da, tot schimb punct de vedere. Când al nostru, când al statul. Da, dar trebuie să iei și tu o șapcă de aia, știi? Când ești cu șapcă, e punct de vedere al statului. Când ești fără șapcă, da, e punct de vedere. Și predictibilitate, da? Nu este cuvântul. Deci să nu cumva, să nu știm de dinainte ce avem de plătit și cum. Vedeți de luna viitoare ce amenzi vă pasc dacă nu... Predictibil. Adevărul că la noi în România până acum 3-4 ani era chestia aia, că îți spunea în decembrie că taxe vor urma să plătești în ianuarie și tot te chinuise și tot anul, știi, să ai un venit. Dar recent s-a dat și la noi în sfârșit o lege, parcă cu 6 luni trebuie să dai o măsură care schimbă fiscalitatea până să aibă, să-și producă efectele. O, sau un an, nu mai știu. Rothbard, nu aici, nu ți-mi minte că aici. Are argumentul ăsta de genul, și ce dacă e predictibil, o chestie rea, știi că o să-ți dea unul cu un par în cap peste două săptămâni și se va întâmpla. Să zicem, e totul e. Da, da. Ok, cu ce mă ajutăm? Prezice. E săra, săra. În favoarea predictibilității, na, ce poate fi? Da. Îți faci niște calcule acolo. Apoi să-ți iei la revedere. Nu, dar și asta e foarte răspândită. Predictibilitatea. Când scrie unul în ZF, un om de afaceri, te aștept să... Predictibilitatea. Nu sunt predictibil. Da. Și distribuția, următorul punct, distribuția masei de taxare, am mai vorbit noi un pic de el, aici e marota preferată a tuturor conservatorilor, egalitatea în fața legii. Domne, de ce plătește ăla mai puțin? Lasă-l, mă, e ca și cum spui, nu... Toată lumea ia, hai să o luăm altfel, da? Uh-huh. Să presupunem că toți copiii, că nu știu, trebuie să fac argumente de astea, altfel văd că nu mă fac înțeles, da? Să presupunem că toți copiii de la fitul de la clasă iau câte o scatoalcă la venire după ceafă și încă una la plecare după ceafă, așa, ca să întărească disciplina, da? Nu, fără motive, doar ca să întărească disciplina, da? Și fitul îți spune că de 2-3 zile a uitat să-i dea scatoalca lui. Cumva nu-l mai prinde. Deci că o stătea în altă parte, da? Care e argumentul? Îl iei de mână la școală și spui, domn profesor, trebuie să-i trageți 3 scatoalce după ce află astăzi, plus una de penalizare, că n-a zis la timp? Ia la egalitate. Asta aumentă la egalitate. Dacă nu e drept. Păi da, asta zic. Uite așa, da, așa asigurăm egalitatea.
Ba chiar plătește și daune, că s-a extras de la justețea aplicării acestui principiu uniform. E corect sau nu e corect? Dar el face aici legătura între egalitatea în fața legii, egalitatea în fața taxării. Dar nici egalitatea în fața legii nu este ok. Dacă ai o lege care nedreaptă. E nedreaptă. Eu de-aia forțam un exemplu clavier, ca să nu scape unii. Așa venea liberalul clasic. Băi, n-avea rolul. Că ea sunt barosani. Și acel barosan e de fiind altcineva, știi? Și ca să, mă rog, ca... Da, da. Exemplu în realitate e că unii oricum scapă. Da, da, că avem da, consumatori oligarhia. De taxe și plătitori de taxe. A, bine, și putea să zici că un birocrat, stai că și el e taxat. Da, că taxează... vorba aia, nu o să facem acum, ba, o să facem, da? Aducem aminte de mema fabulosului ministru al finanțelor Chiciu, care zicea că nu, domnule, că și bugetarii plătesc taxe. Oh, da. Da. Unii, să zicem că unii scapă de niște taxe, și domnule, de acum încolo, cum a fost la cazul nostru, constructorii, el lucrează în construcții, nu mai plătesc CASE-ul. Sau CSS-ul, nu mai știu ce, nu au plătit. Și multă lume, sau IT-știi, nu plăteau impozitul pe venit. Foarte bun exemplu. Da. Și până la urmă s-a rectificat această, să zicem, multă lume consideră niște privilegiați, știi? Veniți să vă dăm și vouă. Sau alții ziceau, domnule, poate e o subvenție, știi? Dar e o diferență. Subvenția se ia de la, se iau banii de undeva și se alocă altora, pe când aici, pur și simplu, statul nu mai ia de la anumită categorie o anumită taxă. Da, asta e o chestie pe care multă lume din mainstream nu reușește să o înțeleagă. Diferența dintre o scutire de taxe și o subvenție. O scutire de taxe nu este o subvenție. Nici nu poate fi asimilată unui. Mulți pași. O scutire de taxe este când copilul tău nu mai ia scatoalca. Sau un host la drumul mare, să zicem. Uite, îl fură de pe vai și pe la biliard. Acum vine... Economia conservată pe mine. De ce l-a iertat? De ce? Avem un loc. Tocmai asta e faza și de asta suntem noi așa de apriși pe subiectul ăsta. Că vin economiștii conservatori în numele justiției cu argumentul crabilor din găleată. Da? Zic, nu e drept. Și noi zicem, da, așa e, nu e drept. Trebuia să-l fure și pe Gabi. Bă, ești tâmpit? Asta acolo ți-ai găsit că nu e nedreptatea? Ținta de multe ori e punctul nevralgic, că ei își pun o țintă, trebuie să se adune bani la buget. Asta auzi în multe discuții. Bine, bine, eu înțeleg ce ziceți voi, statul, sunt cam incompetenți, dar cum să se adune bugetul? Că iau o țintă de asta. Nu, trebuie să... Nu, dar nu vorbim mizarea bugetului. Argumentul ăsta e caritatist. Nu e drept. Slavia trebuie să ducă peste tot să egalizăm. Iar noi zicem, bă, dacă, mă rog, Robar, dacă tratamentul e nedrept, nu trebuie distribuit cât mai egal. El trebuie să dispară, nu? E, lasă. Uite, deci tot timpul mă gândesc când se ajunge în momente din astea despre etică, lumea zice, mă, da, voi aveți dreptate, dar... Statul ăsta e foarte mare, nu ai cum să schimb lucrurile. Eu mă gândesc că important ar fi să-și dea seama dacă îi recunosc pe oamenii ăștia, nu cum a fost cu corporațiile. Corporațiile nu există, sunt niște oameni. Statul nu există, sunt niște oameni. Dacă îi recunosc pe ăștia ca stăpâni. Dacă îi recunosc ca stăpâni, ok, atunci mergem așa. Dacă nu îi recunoști ca stăpâni, atunci toate acțiunile pe care le fac ei, legi, taxe, reglementări, accize, whatever, astea trebuie respinse. Și cum să facem chestia asta? Păi, așa cum, la nivel personal, îți imaginezi viața ta frumoasă în viitor, cam ce aș vrea? Păi vreau să-mi iau o mașină, să-mi construiesc o casă, să plantez un pom, să fac 2,1 copii. La fel poate să-și imagineze și societatea aia corectă cum ar trebui să arate. Adică poate să-și plăsmuiască. Stăpânirea da. Nu e o chestie structurală. Știi? Dacă ai avea, dacă s-ar respecta legile și ar fi bine. Și niște oameni buni. Da.
Deci nu e un deficit ăsta structural. Poți, te poți repara cu ce ai oameni. Oameni buni, da. Nu. Mă gândeam la asta cât de critic, cât de critică e gândirea unui om care preia, să zicem, uite, fără taxe n-avem drumul, știi? Uh-huh. Și îi spune că nu e de... Ok, nu străsucește o chestie pe toate fețele, știi, ca Rothbard. Dar pot spune că e un discernământ acolo, în sensul care, da, pentru că e bine totuși, știi, azi față de, nu știu, ce societate sau din spațiu, știi, față de ce țara asiatică nenorocită, știi? Adică să faci o minimă evaluare. Bă, parcă e mai bine în România de azi decât... Asta nu înseamnă că îți compar, hai, o să ai puțin, stai să compar social-democrația cu, nu știu ce, și cu creștin-democrația și cu anarhocapitalismul și, ok, nu până acolo. Dar așa, ceva la humor, e acceptabil, știi? Nu e rău. Bine, problema mea cu nu e rău și cu evaluarea asta este că te uiți în jur și se întâmplă încet, încet prostii. Să pun niște extra reglementări, oamenii care le pun în aplicare sunt extra roboți și îți mai vine o chestiuță mică. Păi stai că trebuie neapărat să acceptați și nu știu ce senzor în casă. Spune-le, poți fi de acord. De exemplu, interese ce acum adică. Foarte bine, dar e nu puteai să mai stai de... Nu, dar ce vreau să zic este că lumea se miră cum a ajuns să se instaleze nazismul, comunismul. Ok, era și cultural altul nivelul și așteptările oamenilor că cu... Să știi că nu era așa diferit de Zeitgeistul de azi. Știi ce aș veni în apărarea lor? Că oamenii simțeau că o doză de violență e acceptabilă, e necesară. Să băteau copiii pe în școală, de exemplu. Când acum nu mai bați copiii în școală. Totuși, unde voiam să ajung este că pas cu pas așa, știi, lasă că eu îmi văd de treaba mea. Între timp se întâmplă niște chestii și la un moment dat când te atacă ceva care chiar te deranjează și te trezești, s-ar putea să fie prea târziu. Adică pare așa că, hai mă, dar voi vreți lumea aia, ce nu e mai bine azi? Nu e mai bine pe niște chestii, dar pe alte chestii, niște domenii din astea în care se înstăpânesc unii, în care tu ar trebui să hotărăști, zicea, ei, lasă. Lasă că să se ocupe altul. Bine, aici te acuză pe tine de catastrofizare. Uite, și zicea, asta sunt de Roll to Sedan, hai, către robie, știi, către servitori. Păi, ce zice Hayek acolo? Ba, cred că ești Samuelson. Ce zice Hayek? Nu, că încă romit nu are care bine. Ce zice Hayek dacă intervii puțin, ajungi la totalitarism? Care n-a, pare o prostie. Da. Dar nu e. Nu, dar observația mea este că intervenția... Poate point în sensul că n-a, o pot lăi câteva mii de ani, știi, în ce avem acum. Deci. Observația mea personală doar... Păi, dar ce, Hayek spune că... Scuze, da. Hayek spune că ajunge la capitala totalitarism imediat? Zice că există riscul. Și asta poți asta zice și noi, deci da. Când el pleacă din Austria și aude aceleași idei în Anglia... Deci doare capul, mă, stai, nu e posibil să... Deci discutăm în primul rând de o lipsă de reprezentare corectă a ceea ce a spus Hayek, da? Că el spune că există riscul, nu că ajungi imediat sau sigur. Bine, așa ne place nouă să-l apărăm. Da, nu, și vremurile erau care erau. Cartea fiind scrisă prin 44, deci nu era chiar... Eu aș spune că dacă aplici principiile consecvent, ajungi sigur acolo. Da, da, ce aia e. Nu, și adică, dacă asta e mentalitatea... Și lasă evaluarea personală a oamenilor. Când venea să zic, păi întrebați-i pe oameni, cum vi se pare? Ei, și oamenii o să zică, totul e nasol, bla, bla, nu, evaluarea așa subiectivă. Ok, contează de fapt că ei trăiesc viața, ei trăiesc viața lor. Dar și dacă te uiți punctual... Sunt mai multe reglementări, sunt mai multe legi, ai mai multe garduri, bariere, opuri de sărit și prostii, că ai putea să zici, da, de totul mai precis, acum e mai pus pe niște făgașuri, mai whatever, funcționale. Is it though? Da, și exact. Chiar îți merge treaba mai bine, te simți mai bine, ești mai liber, ai mai mult timp liber, că a tot zis Rothbard. Mă, când cineva vrea să facă o chestie productivă, nu îl lasă pe om să aleagă, să-și aloce chestiile și pentru timpul lui liber. Așa,
Vezi cum se numește timpul liber. Și ajunge și la tine. Asta nu înțelegi. Că ajunge, a ajuns deja, nu că va urma într-un viitor. Nu a ajuns. Dacă statul se ajunge la salariu, a ajuns de mult la tine. Da, uite, era mai devreme discuția că renta aia o lua boierul. Și avem exemple și îmi place mie foarte mult ăsta. Deci cât să lua? Păi există o listă cu cât să lua. Și erau evaluate. Și dacă te uiți în trebuia să dea 10 kilograme la 100 de kilograme. Și toate aveau alea... Aveau puteri sporite, așa pot spune. Nu, stai. Noi erau până 5%, dar aveau puteri sporite în sensul că na, te lua la oaste sau mă gândesc. Așa taxele erau. Nu, da, argumentul meu este că productivitatea era mică atunci, adică tot felul de resurse pe care le produceai îți și trebuiau. Nu-ți rămâneau decât puțin, îți rămânea 5-10% și ți-i lua ăla și atunci te ofticai rău de tot. Acum ți-ai 50 și îți rămâne. Da, și îți rămâne de ajuns. Netflix cu, da. Cum e exemplu clasic al amicului antreprenor care a zis, băi, nu mai bine produci tu mai mult să nu-ți mai pese de taxe. Ceva care mă duce la altă supărare pe care o am cu, ok, vrem să facem uniți, să fim uniți, să facem chestii împreună, ok, ce vreți să facem? Cât costă acel ceva? Asta o să-ți dea un preț. Nu o să-ți dea un procent de luat venitul omului. Care e problema crazy, cu asta? Cum să iei procente? Nu poate fi adevărată, nu în anumite context. Produci. Chiar produci mai mult, știi? Bă, dacă mă călărește de tatăl, ia mai... Alte ori nu se poate, nu? Alte ori te-a scos din... De multe ori... Nu se poate, nu? Nu se poate să te oprești din produs, că uneori trebuie să ai grijă de altcineva. Nu, sau produci și după aia arunci. Pentru că așa s-a întâmplat acum cu domnii agricultori din județul Prahova, care se duceau la Pucheni să își vândă marfa la anglosiști, ăia se duceau după aia în piețe în București și vindeau marfa. Și au zis, domne, speculatorii ăștia care ne iau cu 20 de bani legătura de ceapă și după aia o dau cu 2 lei, 3 lei în piețele astea, vai, 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 ce răi sunt, să vină statul să-i reglementeze, să pună ordine. I-a luat statul frumos și le-a zis, bă, băieți, de acum încolo să nu vă prind că cumpărați la negru, dar dați bot, tăiați bon, tăiați chitanță, tot ce trebuie. Ăștia au zis, da, nu mai putem să vindem așa la prețuri 2 lei, 3 lei, când vine statul și ANAF-ul peste noi, nu mai lua nimica de acolo, de la Pucheni. Ăștia de la Pucheni, producătorii, au zis, ANAF, ne putea să ne mai lași așa vreo 3-4 luni mai la negru, ca să ne ajustăm și noi situația. Și aruncau, deci pe acolo, pe la Pucheni, vedeai mașini întregi cu ceapă aruncată pe marginea drumului. Când sunt atâția oameni pe lume care mor de foame... Da, dar care e răspunsul asta cu muncesc mai mult? Că uneori nu poți munci mai mult sau ce poate fi? Uneori funcționează? Eu așa mă gândesc. Uneori, da. Hai să zicem, nu știu, în realitate, electrizează-te așa. Pur și simplu, sistemul ăsta mergea, oamenii se așteptau la 20 de bani, la 30 de bani să-și dea legăturile. Speculatorul a zis... N-a mers. Au zis, bă, nu putem, nu... Dacă aș scoate și eu 5 bani profit, ți-aș lua. Nu pot, n-am cum să-ți iau de aici. Du-te singur la București și vinde-ți-o. Că da, nu pot. Dacă vrei să te gândești așa, Costa. Există randamentul marginal al muncii și randamentul total al unei zile de muncă. Da? Dacă randamentul total al unei zile de muncă scade peste cât vrei tu, cât ai tu nevoie să scoți din investiția respectivă, dintr-o dată, Rothbard a făcut și argumentul ăsta, nu știu dacă în episodul trecut am vorbit despre el, dintr-o dată îți crește preferința pentru timpul liber. Pentru că tu, de fapt, îți cumperi cu munca timp liber. Dacă dintr-o dacă dată, ai patron care vor să dacă nu dintr-o dată nu mai poți să cumperi timp liber vrei
pentru că trebuie să muncești mai mult, pentru că ți-a scăzut artificial salariul. Îți place munca, să zicem. Mai bașul. Dacă îți place munca, atunci tu o să fii un stahanovist din ăla care muncește zi lumină. Și dacă îți poate 16 ore pe zi. A, și răspunsul care? Că nu e toată lumea așa, nu? Despre tine nu vorbim în contextul ăsta. Da. Alții îi afectează. Argumentul în sine, dacă vrei să îl pui în termeni cât mai generali, ăsta este. Există un randament marginal al muncii, da? Există un randament al zilei de muncă și tu ai nevoie ca ziua ta de muncă să aibă un anumit randament ca să merite să investești în ea. Deci asta îți explică și de ce dacă îți scade puțin randamentul, unii se apucă și muncesc mai mult pentru că pe o zi de muncă își păstrează un randament acceptabil, îți explică și de ce alții nu mai fac asta. A, că nu mai e rentabil. Că pentru ei nu mai e rentabil, da. Așa, pentru că le muncea era, nu? Sau? Exact. Și răspunsul final e că nu e toată lumea ca tine, dacă nu vist. Natura umană nu e dacă nu vist. Oricum, dacă îți place așa de mult munca, de fapt tu transformi munca în timp liber, deci după ce pleci de la servici, te duci frumos acasă, iei pe arătură și muncești cât vrei tu. Ăștia stahanoviști, ăștia de care vorbește Costel, nu valorează timpul liber. Ei sunt, da. Trag vă spune că îți place munca, dar că nu... A, n-are disutility pentru tine. Da. Pentru tine nu e o povară munca. E, nu chiar că ai e liber. Aceeași, aceeași utilitate pe care o ai avea-o de la timp liber. Asta e ideea. Da. Sau chiar mai mare. Da. Acum întrebarea e, tu chiar așa ești? Chiar așa? Adică ție ți se pare că mai muncești 10 ore în plus? E ca și cum ai sta 10 ore în plus? Da. Da. Dar eu mă refer la cei care roale îl place, să zicem, să pună ceapă, să planteze, să culeagă ceapă. Să zicem, păi te duci la serviciu undeva, la unde muncești și ești remunerat pentru această activitate, ăla te trimite acasă, tu acasă începi din nou și pui ceapă, că îți place. Dar nu mai ești plătit, pentru că nu există, să zicem, framework-ul format. Da, da, l-a ajutat taxarea. Dacă el n-avea chef? Sau dacă îl constrânge taxarea, înseamnă că nu mai e preferința revelată. Bă, da, auzi, tot argumentul ăsta cu taxarea face el un... El trebuia să pună ceapă în absența. Tot argumentul ăsta cu taxarea face un lucru bun, e ca la... E ca la salariu minim. Păi dacă salariul minim e așa de bun, hai să-l punem 10.000 de euro sau infinit, whatever... Și atunci și taxarea, dacă e așa bună, hai să o punem 100% că mai mult nu poți să prin care nu le dai idei. Ceva de genul accidente prin care descoperi ceva, știi, nu știu, călcat unul pe picior și nu știu, avem nu știu ce idei. Acum n-a răspunsul, poate, păi, poate-ți vine idei și poate să te calci unul, știi, nu știu, nu? Hai să ne întoarcem la canoanele de justiție și unul dintre altele sunt uniformitate. Da. A fost egalitatea împotriva legii și alta e o taxare uniformă. Rothbard spune foarte simplu și clar. Exact. Da, de ce? Două motive. Adică, bine, întâi se zice, hai să ne uităm la taxele pe venituri. De ce? Pentru că doar ce ne-am răcit gura de pomană, sper că nu, demonstrând că toate taxele pe toate celelalte zâne și lepreconi și alte tâmpenii, da, deci de fapt se transformă tot în taxe pe venituri. De ce că o plătești cu bani, frate, de-aia, că o plătești cu bani. Yeah. Bun, și sunt două motive pentru care taxele pe venituri nu pot fi impuse uniform. Că aia nu plătesc taxe și... Nu, scuze, sunt două motive pentru care am greșit eu. Sunt două motive pentru care merită să ne uităm la taxele de venituri. Unul era la faptul că îl plătim cu bani și toate devin așa. Cel de-al doilea este că oricum marea majoritate a taxării de astăzi este taxă pe venit. Și iar cele două motive sunt următoarele. Deci existau două motive și pentru una și pentru alta. N-am ținut minte aiurea. Sunt în felul următor. Există, conform analizei făcute de Calhoun, despre care am vorbit acum vreo 3 episoade sau mai multe, nu mai țin minte, există două caste, da? Plătitorii și consumatorii de taxe, am amintit de ele și mai devreme. Prin urmare, ne există și al doilea lucru,
al doilea motiv este că deci, fiind două caste, tu nu-i taxezi decât pe unii. N-ai cum să ai o taxare uniformă. Dacă vrei să ai o taxare uniformă, atunci ar trebui să nu îi taxezi pe niciunii, că nu poți. Singura taxare uniformă pe care vrei să faci, atâta vreme cât redistribui din taxe, trebuie să fie zero. E acel mai mic sau egal. Deci aici cum se face prea linia cu sclavia să-i libertății, să zicem, e în sclavie puțin, știi? Mă rog, îi taxez puțin și... Atunci ar trebui să fie totul 0 pe 0. Acum, na, argumentul contra n e, că ăsta e scenariul. Să fie. Cultura umană funcționează mai degrabă chestia elitistă, știi, prin care unii fac jocurile. Al doilea motiv pentru care nu poți să impui o taxare uniformă este că nu ai cum să taxezi lucrurile care nu sunt exprimate financiar. Da? Un forfetar și... Chiar astea subiective, nu? Mi-a plăcut un film, nu știu cât de... mi-a plăcut deloc și mi-a plăcut și... Mi-a plăcut un film sau mănânc roșii crescute în grădină, de exemplu. Da, și tu nu le vinzi, dar spune-mi o taxă că le ai încă un venit și deci nu se înregistrează nicio tranzacție. Sau aceasta este o metodă agoristă de a... Stau în casa mea fără chirie. Chiria e zero. Evita. Nu, mă gândeam că sunt chestii că unuia îi place o pictură, unuia îi place... Cum egalizăm? E un venit non-financiar. Da, dacă vrei egalizăm? Să-l modelezi așa, poți să-i spui că e un venit non-financiar. Deci nu se poate asta. Beneficiu. Nu se poate. Odeia care nu-i place Picasso să... Ne întoarcem la exemplu, ne întoarcem la exemplu de data trecută sau de acum două dăți, nu mai țin exact, dar cred că era de data trecută, în care spuneam că nu poți să estimezi. De fapt, cred că și data trecută și acum două dăți am vorbit de chestia asta. Nu ai cum să estimezi, deci, o valoare. Deci nu poți. Dacă ce taxă îmi pui mie, care stau în piață, în casa mea, ce taxă pe chirie îmi pui? Că dacă stă altcineva în casa mea și iau chirie, îmi pui o taxă. Dar dacă eu stau, beneficiez de același serviciu. Media pieței. Deci de unde scrie că e media pieței? Că așa nimeni face. Nu mai stă în casa mea. Altcineva. Da, dacă ar sta, cam mai ar fi. Puțin, pui aproape. Evaluare arbitrară. Și ce arbitrară? Că vii cu statistici. Cu statisticile respective pot fi doar relevante la nivelul acestui apartament și eventual în această perioadă de timp. Da. Încoare vin. Păi nu mai cum să vii cu alea pentru că eu n-am închiriat apartamentul. Da, de 15, 14, 15, 17 ani. Mă apropi, nu trebuie să dai, nu să dai exact. Pentru că tu intrând efectul... E ceva acceptabil. That's the point. Exact asta spune. Da, dar nu vreau perfecțiune. Păi ce interesează? Păi, tu nu să fie bani. Să fie un pic mai mult decât... Sau hai să o luăm altfel. Nu, să fie un pic mai puțin decât media. Hai să o luăm altfel. Să zicem că... Nu ești un taxator. Dacă mai ții minte cu ceva vreme în urmă... Vreau taxare neutră. Dacă mai ții minte cu ceva vreme în urmă când discutam despre proxenetism la bloc, da? Ajunsesem la ideea în care eu închirind un apartament și primind oarește favoruri de la... persoana care făcea așa, aș putea să fiu, să zicem, convins, așa, mă gândeam că totuși nu e o constrângere, dar aș putea să fiu convins de persoana care desfășoară o activitate ca într-una dintre lunile respective, în loc să îmi plătească în bani, să îmi plătească chiria în natură. Și dacă există practica asta încetățenită, da? Între mai mulți, și să zicem că tot așa în blocul ăla e cineva care, domne, nu dă apartamentul în chirie, că stă acolo, da? Și nici nu e curvă. Foarte bine. Tu o să ai o taxă exprimată financiar mai mică. N-ar fi o problemă că... Doar facem aici un punct de vedere că evaluarea
este greșită. De ce e greșită? Pentru că tu vei surprinde în chirii doar partea financiară. Faptul că ăia îi fac un discount, le fac un discount fetelor că o dat pe lună sau o dat pe două luni mai participă și ei, păi da, păi tocmai asta spun. Deci chiria anuală pe acele apartamente va fi evaluată la mai puțin, că tu nu surprinzi și interacțiunea asta. Cum să nu surprinzi? Păi surprinzi. Evaluarea va fi incorrectă și la fel evaluarea va fi ar putea fi incorrectă. Dacă... Interviul față în față și cât a costat? Păi, cât? Și la deci fel, taxă. Evaluarea ar putea deci, fi incorrectă și în sensul celălalt. Dacă, de exemplu, oamenii din blocul în care stau eu fac spălare de bani și declară chirii mai mari. Vor să spele mai mulți bani deodată, da? Și poți să-mi impui atunci prin evaluarea ta o chirie mult mai mare decât valoarea, că ea fac spălare de bani. A, dar asta e o problemă a altei ramuri a statului care trebuie să vadă că... Problema este aceeași problemă a evaluării incorrecte. De asta atunci când am spus eu de evaluare, pe piață... Dacă cineva evaluează incorrect... Este bunul acestui apartament este unic pe piață, nu e comparabil cu bunul altor apartamente. Eu te înțeleg pentru că ai mare dreptate, pentru că am văzut de mult o emisiune făcută de Trump care zicea ce valoare are America. Și a calculat el toate lucrurile, pământuri, mașini, case, clădiri, tot. Și observația mea așa de mic telespectator era, păi stai, dacă le scoți la vânzare, nu o să mai ai brace. Nu argument. Ci, e... Dar contraargumentul pe care îl zice Costel este că statul nu se încurcă de chestiile astea, îți evaluează. Nu, argumentul Mises Rosenberg e că nu vinzi tot PIB-ul României. Da, exact. Acum tu poți spune, păi da, și dacă vinde cineva, să zicem, ia tot. Teoretic, da, da. Dar o să fie alt prețul. Nu o să fie deloc asemănător cu ăla. Da, nu pe exact. Ce ai tu acum, că e clar că tu nu vinzi. Încă o chestie interesantă care mi s-a putut aici la uniformitate este faptul că acest interval de timp anual la care se raportează cei care te taxează este foarte greșit. Dacă ai o firmă în interval de 5 ani și câștigă un profit constant, $100, $100, $100, $100, după aia o firmă care câștigă 200 și pe aia 0 sau minus, care e pe pierdere într-un an, știi? Nu mai este același lucru. Ca și cum te-ai duce la un trader, știi? Și o să-l taxezi, zicem, pe un an la balanța lui, dacă e pozitivă, îi spui, domne, la toate trade-urile pe care le faci, noi te taxăm cu 10%. Dacă câștigi 10% la noi, dacă pierzi, sănătate. Îți dorim multă sănătate, să continui. Pierderea la tine, câștigurile, o parte repede fug la noi. Da. Deci, iarăși, nu mai posibilitatea asta să uniformizezi, știi, veniturile. Și atunci poate încerci după alte criterii, da? Și mai listează Rothbard niște criterii, cum ar fi capacitatea de plat. Domne, asta o auzim mereu la comuniștii de la marginea străzii, zic, domne, e bogat, își permit. Are. It's the rich cu z-ul e deep pockets, deep pockets. Da. Ai plata. Lamentabilmente nu ai plata. Eva concept că nu știu care e. Păi uite, de exemplu, spune așa că este un om, pune întrebarea Rothbard, este un om care face $10,000 pe an capabil să plătească $2,000 pe an în taxe, în același fel în care un om care face $1,000 pe an e capabil să plătească 200? Nu. Ai cum să știi, dacă ăla cu 10.000 are 7 copii, o persoană handicapată în întreținere și... Bogății plâng. Ai cum să știi. Și nu-i treaba noastră. De-aia trebuie să-i lăsăm pe oameni. Poate și ăla are 7 copii, ăla sărac. Dar trebuie să dea 50. Păi nu știi care dintre săraci. Ha? Sunt mulți curași care sunt ei, nu zic ca să ținem exemplu. Ce sărac? Să ținem ce trebuie să... Dar care a fost echitabil pentru societate? Dar mai puțin la săracul, nu? Să dea vreo 50 de euro, nu? Sau? Da.
Nu? Doar o pune în ideea că ăla dă cam mult ăla, deci proporția e cam aia, săracul dă cam mult, nu? Este mai... Are abilitate, e mai dar mi se pare da, e mai ce sugerează el că nu prea are abilitate. Zice, doar este mai important pentru cel care are un venit mai mic decât cei... 200, ceva mare. Uh-huh. A, așa. Nu, ăla mic, era 200. Ara, bărbața respinge și asta și se pare... Că nu poți face comparații de asta, dar zic că are sens. Știi că pentru un bogat... Valorează mai mult. Nu știu. Da, așa utilitate marginală, păi da. Nu, ți-ar respinge. Nu. Răzbardat. Pe ideea, ba da, o respinge. Ideea că nu poți face comparații. Gândește la Hagi Tudose, ce nu era bogat și pentru un dolar... Ideea că nu poți face comparații între utilitatea, da, ok. Și bun, poți, așa, da. Dar zic că, păi, n-a lovit și la TV Streamer de asta. Și el zice, aia mă, chiar așa. Bine, fiind utilitarist, prefera să compare. Da, poți admite că, în general, pentru un bogat un euro e mai... Da, e faza aia cu, domne, eu câștig 10 cartofi pe an, ăsta îmi ia 3 cartofi și taxă, altul face 1 milion de cartofi pe an și ia 900.000 de cartofi taxă. Rămâne cu mai, da. Și din 900.000 mănâncă... Da, argumentul ăsta e folosit de liberal și când... Uite Germania ce taxă are. Ok, ia din cât? Ia 35%. Da. Rămâne cu mai mult. Mai e și argumentul ăla, că, domne, dacă ai bani mulți, ți-e mai ușor să mai faci și mai mulți bani după aia. Deci, te taxăm, dar lasă că știm că tu ai capacitățile astea. Ai abilitatea. Da. Așa, răspunsul ăla... De a plăti taxe, dar ai abilitatea și de a face și mai mulți bani după aia. Răspunsul ăla, viitor, păi dacă ar fi așa, 3 bogătani ar deține... Nu, că banii se... Bani la bani trage, da, știi? Da. Dar zice, nu e așa. Nu. Bani la bani nu trage. Uite-te la cu, uite-te la... Bine, nu zice. Ba da, zice indirect. Da, direct. Da. Cum, domne, că vă uitați astăzi și sunt 3 firme mari și late pe tot globul. Păi sunt pentru că nu poți să intre alții pe piață liniștiți de aia sunt. Chiar dacă sunt. Ah, da. Chiar da. Dacă... Și atunci nu stai, poate doar una. Da, da. Păi care mai era valii? Mai e ceva la abilitate? Cu, sau? Să donez ca la stat taxele ca la o urmează de caritate. Sacrificiu? Doamne, hai să ne sacrificăm să facem să meargă treaba înainte. Cum mai zice că temeiul... Nu, stai. Deci asta cu donatul este o altă metodă de a susține abilitatea de a plăti. Știi? Că te aștepți, de exemplu, pentru organizații caritabile, te aștepți ca un bogătan să dea mai mult decât un sărac. Că așa te aștepți. Și Adam Smith a spus-o că sunt tot felul de întreprinderi în comun, da? De genul cutia milei de la biserică, crucea roșie și alte treburi. Și acolo oamenii se așteaptă să contribuie pe măsura veniturilor pe care le au sau mijloacelor pe care le au. Și tot el zice că guvernul este una dintre aceste întreprinderi la comun, pentru că deservește cetățenii ca pe un grup. Ok. Asta sau indiferent de beneficii, sau indiferent de beneficii, asta așa era formularea. El zice, cum indiferent de ăla care dă? Mă rog, ideea de venit, de beneficiu psihic. Ai banii la caritate, ai un beneficiu. Nu faci acțiune. În Atena antică așa era. Bogații făceau poduri, făceau drumuri și așa mai departe, lucruri de utilitate publică, să zic așa. Era un fel de, te bătea obrazul în agora dacă aveai bani și nu făceai nimic, stăteai cu ei. Dar era pe rușine și pe prestigiu, era bazată chestia. Și unde se duce chestia asta? Păi am mai discutat mai devreme puțin. Se duce tot acolo. Cine sunt oamenii care au cea mai mare abilitate de a plăti? Cine sunt oamenii care au cea mai mare abilitate de a plăti? Sunt ăia care își deservesc cel mai... De ce? Sunt ăia care fac cei mai mulți bani. Păi și cum fac cei mai mulți bani? Păi într-o piață liberă își deservesc cel mai bine concetățenii de pe piață. Da? Deci tu practic ajungi, dacă îți bazezi
taxarea justă, principiul de taxare justă pe abilitatea de a plăti, înseamnă că ajungi iarăși să penalizezi cei mai buni, cei mai productivi oameni de pe piață. Da. Și urmă, o altă variantă de a stabili taxarea corectă este teoria sacrificiului. Aici a început să se ajungă gata. Păi, semăna cu asta că te sacrifici, nu? Dar cum puneai bani la baia caritabilă, te sacrificai, așa te sacrifici. Da, da, da. Se împarte în două. Teoria sacrificiului este teoria sacrificiului egal, unde dăm iarăși de aceeași problemă a utilității în scăderea banilor și a imposibilității de a o măsura, cum a spus și Costel mai devreme, da? Asta ar fi una, deci nu o să poți face un sacrificiu egal, că e tâmpenie, sigur, tu te gândești așa, fără să fie egal la toată lumea, nu se poate. Da, nu cred. Pe că a doua e... Cealaltă, a doua este teoria sacrificiului minim. Minim. Eu mă gândeam la sacrificiului diferențiat, dar mă rog. Nu, nu, sacrificiu minim. Și teoria sacrificiului minim a fost confuzată de mult cu teoria sacrificiului egal, dar ea spune în felul următor. Dacă sunt doi oameni într-o comunitate, unul face 50.000, unul face 30.000, principiul sacrificiului minim se bazează pe trei lucruri. Spune așa că un dolar luat de la Jones e un sacrificiu mai mic decât un dolar luat de la Smith. Prin urmare, dacă guvernul are nevoie de un dolar, să-l ia de la Jones. Dacă guvernul are nevoie de al doilea dolar va impune un sacrificiu mai mic asupra lui Jones decât primul dolar luat de la Smith. Pentru că Jones are în continuare mai mulți bani decât ar avea Smith. Și practic primii 20.000 de dolari iei de la Jones și după aia încep să iei și de la ălalt. Cam așa se aplică teoria sacrificiului. Dacă vi se pare că e tâmpenie, yes. Cum ai zis că-s banii de la... Iei de la ăla cât are mai mult până când ajunge la egalitate cu ăla. Și după aia îl mai iei și, de la ălalt. Ei de la ăla care are mai mult până ajunge să aibă la fel de puțin ca primul. A, proporțional. După aia e egalizat pe amândoi, ea s-a rezolvat. Da, e pare echitabil. E răcorit. Și o altă variantă de a stabili taxarea asta mirifică egală este principiul beneficiului. Da, adică, domne, cât beneficiezi tu de pe urma... A, iau mai mult de la cine beneficiază mai mult. Da, iau banii lui Dragnea sau eu. Se spune că, domne, cu cât câștigi mai mult, înseamnă că beneficiezi mai mult de pe urma statului. Deci este ok să te taxează, să te taxeze statul. De ce beneficiezi? Pentru că dacă tu, să zicem, ești mare magnat și ai produsele tale umbră pe toate drumurile țării, faptul că beneficiezi de toate drumurile țării, da? Tu beneficiezi nu de pe urma statului decât unul sărac care merge pe o străduță pe la magazin și înapoi. Dar nu plătești deja vinietă la mașinile alea? Păi asta e taxare. Tot nu-i de ajuns. Tot de ajuns. Câștig. Ai niște beneficii exagerate. Da. Ne simți... Însă tu dacă vrei să beneficiezi, să zicem, pe piața liberă de un produs, de o pâine, să zicem, ca și unul mai sărac decât tine, te duci, pâinea costă nu funcție de cât de bogat ești. Da? E 2 lei pentru tine și pentru ăla sărac. Cam asta e cu beneficiu. Mai sunt taxe din astea de tip, hai să punem o taxă pe individ. Da? Era prin Evul Mediu, prin Antichitate era chestia asta. Dom'le, avem o populație de 1 milion de oameni, 3 lei pe fiecare, puteți banul, asta este. Când ești sărac, ești bogat, aici și Robert, cam pe asta merge. Ar fi mai egal, cea mai egală, neutră și egală și uniformă formă de taxare. Da, pare, dar tot nu nici asta nu e. La asta cu beneficiu aia, del contra exemplu ăsta. E că așa ai fi tentat să spui, da, bogatul e
E bine să dea mai mult, că păzi mai mult. Are multe magazine și poliția ca să protejeze magazine mai multe. Normal că... Față de un amărăștean. Acu exemplu, Rosbar, care era ăla? Păi stai puțin, că... Dacă să păzești un safe? Nevoie de servicii mai puține de poliție decât să păzești un pământ. Pământ. Mm-hmm. Care valorează cât safe-ul. Nu? Ceva de genul ăsta? Sunt, da, deci dacă cineva vrea corectitudine... Trebuie să calcule, de seama că nu... Dacă cineva vrea să, ca lucrurile să fie corecte... Zicea că ea cu safe-ul plătesc mai mult. Ah, da, pentru că e valoarea monetară mai mare. Ah, rog, bravo lor. Ideea este că dacă tu vrei să protejezi ceva, cel mai corect este să îi lași pe oameni să-și facă asigurări și atunci asigurarea o să coste proporțional cu cât are de păzit, da. Și atunci lucrurile o să fie foarte corecte, nu trebuie să se bage... Ăla cu pământul de ce plătea mai puțin? Pentru că valoarea puțin decât câți bani erau ăsta. Da. Cum că era mai mică valoarea? Da, a, da. Și el, statul lua de la la cu safe și plătea ăsta ăla, nu? Sau... Mă rog, lua de la... Un serviciu de apărare, da. Distribuia, da. N-aia. A, l-ar fi plătit mai puțin? Tu ai... L-ar fi plătit mai puțin, sigur. Ai 800 de trilioane de dolari în apartamentul ăsta. Da? E restul pământului României valorează 2 trilioane. Da? Asta poți să-l aperi cu 50 de soldați, restul teritoriului îl aperi cu 500.000. Asta e. Bun, alte variante de taxare justă pe care le mai avem aici sunt taxarea pentru venituri, taxarea doar pentru cheltuieli. Deci cheltuielile statului să fie la minim, dar unele nu pot fi reduse, prin urmare acolo trebuie să reducem, dar alea trebuie să fie taxarea. Da, bine. Și nu putem fi de acord, de exemplu. Nu putem fi de acord, hai să le reducem și în același timp, ca să schimb scenariul, și în același timp să lași să facă și niște privat serviciile alea. Vedem dacă putem să le mai scădem în timp ce... Mai nu, că ai market exerciții și discutăm de... Aia, păi atunci dacă nu înțeleg... Haideți, domnule, nu vedeți că nu ne înțelegem. Și au alt, bun, și la final sumarizează bar toată ideea de taxă neutră. Domnule, nu poți să ai taxă neutră. Deci, pe lângă faptul că nu poți să ai o taxare egală asupra economiei, varianta asta a lui Gabi cu taxarea fixă, forfetară, să zicem, ar fi cea mai aproape de neutră, dar tot nu e neutră, că guvernul nu arde banii aia. Guvernul se apucă și cheltuie și cheltuindu-i, distorsionează structura de producție. E motivul pentru care am vorbit la început. Singura taxă neutră, dacă chiar vrei să ai o taxă neutră, este zero. Orice altă formă de taxare, oricum o introduci, oricât de mică ar fi, dacă banii aia se cheltuiesc și nu se ard, tot va schimba structura de producție a economiei. Yes. Și mai avem ultimul punct, prin care o să zburăm foarte repede, contribuțiile voluntare la guvern. Aici se bazează pe un eseu, Tax Exemption on the Road to Tax Abolition, în care spune o experiență cu o comunitate care zice așa: domne, guvernul vine în fiecare an și spune avem nevoie de atâția bani. Asta e pușculița, acu e goală, puneți cât credeți în ea până se umple. Nu luăm mai mult, doar până se umple. Care vine să grăbească, să nu știe. Și a ajuns la concluzia că orașul fiind destul de mic, s-a umplut pușculița. Bun. Eu aș fi de acord. Hai să văd pe Ciolacu cum vine la începutul anului și spune așa: avem nevoie de atâția bani de la populație. Populația o să facă câți? Că nu știți. Hai să fim serioși. Nu știți câți bani au ei nevoie în fiecare an. În povestea asta înseamnă că ei n-ar mai avea voie să mărească masa monetară și nici să se împrumute. Nu? Păi, da. Păi da.
I like. Pot să zic că, dom'le, avem armata de, ne costă pe an atâția dolari, mă rog, atâția lei, educația atâția lei, așa. Pentru ei însă nu e o chestie în funcție de faci un buget pe un an, pe anul următor și, și mai îl reajustează în funcție de ce se întâmplă, știi? Românii de-aia sunt parșivi. E clar că îi plătesc mai puțin având un ăsta ostil, știi, un stat ostil. NATO preia. Nu sunt ca unii pe nu știu ce insulă a atacat nici dracu 1000 de ani. Nu, românii sunt expuși aici. E greu să ajungă la inima lui un argument libertarian. Pe de altă parte poți să spui, na, dacă asta îți îmbunătățește apărarea, păi poți avea ceva mai bun ca NATO. Deci nu e avea efectul NATO și o treime din bandă. Da. Dar poți înțelege sensibilitățile astea? Păi stai că vin rușii imediat. Da. Stai că trebuie să scoatem, trebuie să plătim mai mult. Avem... Și cumva fiecare activitate a statului, de exemplu, la care ar trebui să participi, ar putea fi în felul ăsta prețuită ca un serviciu. Adică vrei să participi la vot? Calculează dinainte cât ne costă prețul pe fiecare buletin de vot folosit și numărat și așa mai departe și dai banul și votezi. Ar fi o variantă. De cum zicea unul, păi cât îi costă pe american să dea banul ucrainei? De ce nu da banul ăla? Ok, pune întrebarea personală. De ce nu-ți vinzi laptopul să donezi? Sau tu poți să vezi că găsești o fel de chestie care n-ai nevoie prin... Poți ajuta armata? Ucraineană. Ce pantaloni ai? Unul nu-ți ajunge. Bine, pe de altă parte e posibil ca și așa cu NATO românii să plătească mai mult. Da. Nu știm prețurile de piață, da, știi, având agenții private să vezi au lust. O a treia metodă, pe lângă astea două care, de care am discutat până acum, aia în care vine guvernul cu pușculița, și asta în care îți taxează oarecum niște servicii, ar fi o chestie care s-a numit, paradoxal, taxare voluntară. Și pune așa, că... Ai hamburg acolo? Nu. Zice în felul următor, că îți presupunem că fiecare zonă de pe pământ ar fi în grija unui stat, așa cum este astăzi. Statul e ales printr-un vot democrat cum e astăzi și statul atunci ar pune un preț uniform sau o serie de prețuri uniforme pentru serviciile de protecție, astea de care vorbeam mai devreme. Și ar fiecare dintre indivizi aleg să plătească sau nu serviciile respective. Dacă plătește serviciul de protecție, atunci îi se aplică. Armata îl scapă, poliția îl scapă, așa mai. Dacă nu plătește serviciile de protecție, își încearcă norocul. Nu îl urmărește nimeni pe stradă, dar nu se bagă nimeni în instituțiile statului ca să-i apere viața și sau proprietatea. Și ar fi super, pentru că îi rămân banii să-și ia servicii de pe piața privată. E super, da? Numai să, să fie nu, permisă piața. Problema a fost aici cu... Deși oamenii ăștia libertarienii, Avan Aletr, Molinari, Obert, ăla cine mai era pe acolo, Teodorov. Ok, vreau libertate, dar nu puteau renunța la stat. Nu, să rămână un monopol. Rămână, știi? Asta a fost diferența specifică adusă de Rothbard. Lasă, nu mai rămâne. Sau și al Molinari un timp. Că te gândești, uite, ăsta unul dă un diagnostic bun cu Constituția, nu e legitimă și nu știu ce. Dar nu știu cât discută despre alternative, știi? Despre abia cu Rothbard vine. Ba nu, le faci privatere. Da, așa cum faci mașini de spălat, așa. Ce faci pe apărare? Asta a fost libertarianism. Deci ei rămâneau la un monopol. Ziceau, ok, haideți fiți în taxare, dar cum faci? Vrem totuși să fie un... Nu ceva, Transilvania ceva. Să fie doar de societatea... Da, da, nu ai voie Transilvan. Să, tu care rămâi neprotejat, nu ai voie să-ți iei servicii de protecție similare de la altcineva.
E, în libertarianism, păi, ai niște brazilieni, ai niște coreeni, deci așa cum ai la hipermarket. Deci mi-a plăcut formula alea. Anarhocapitalism e un ăsta inutil sau un fricoșător pentru ideea că îți alegi serviciile aparat. Da, așa cum îți alegi. Providerul de telefonie mobilă. Sau telefon. Asta e tot anarhocapitalism. Așa cum la telefon, deci nu există obligația să iei Android. Să iei, nu, să iei tu. Deci la fel și la apărare și îți cumperi tribunale, îți cumperi armată, poliție. Asta e tot, toată ideea. Adevărul că dacă zici apărare, și pe internet trebuie să fie apărat. De, mă rog, atacatori, virus, figuri și lumea își ia tot felul de soluții. Unii sunt cuminți, nu dau click pe prostii, și alții își iau antivirusul A, B, C, își mai pun servicii, depinde de ce complexitate au nevoie. Ai opțiuni, deci ai așa, uite, pază la nu știu ce, deci nu e chiar așa, au luat. S-au gândit și ăștia, incredibil. Da. Apărare privată. Păi uite, paznicul mega, să vă, ăla e apărare privată. Nu e o chestie SF. Acestea fiind spuse, pentru Costel Savarache, Alex Chiriac, Vali Berceanu, eu am fost Gabi Munteanu și ne auzim data viitoare la un nou episod al podcastului Îndodi. Până atunci, nu uita că statul te vrea sclav, nu uita și de libertate. Live long and prosper!